Săptămâna trecută s-au disputat la baza sportivă Gârlamori din Lunca Sucevei meciurile etapei a 5-a a campionatului județean de minifotbal pentru Old Boys Ambro, această ediție a întrecerii adunând la start un număr de 16 echipe. Interconte a reușit cea mai categorică victorie a rundei după ce a dispus cu scorul de 16-0 de CS Cazone prin golurile înscrise de Lucian Burlacu 6, Tkaciuc 3, Stamate 3, Andrieș 2, Ududec și Grigorean. Un succes clar a izbutit și Revine Flor Construct 11-1 cu prietenii Ruibiului, cu Magdalena 6 goluri, Ovidiu Ciobanu 2, Cazacu, Fercalu, Cristurean și Vărzaru printre marcatori. Cea de-a treia formație neînvinsă în actualul sezon este Brădet, echipa înregistrând în confruntarea cu Mușatini a treia remiză consecutivă. Rezultatul final a fost 1-1, cele două goluri fiind reușite de Oniu și Ciubotariu. Vivende și-a revenit repede după eșecul din etapa precedentă, învingând cu 5-1 pe Adistal. Au marcat Ion 3 goluri, Ruptaș și Brăescu, respectiv Cioată. Un rezultat pozitiv după o perioadă mai puțin fastă a reușit și Balexin, care a trecut de Bucovina cu ajutorul reușitelor semnate de Alexa Bacariu și Hrițcu. În cel mai echilibrat joc al etapei, Autobest Haikyuu a dispus de Concordia printr-un gol marcat chiar la ultima fază a meciului de către Cosmaciuc. Într-un alt meci al rundei, Omnia Sig a învins cu 4-2 pe BG Enescu. Au înscris Jitărescu 2, Florin Stamate și Ciotin, respectiv Ucraineț, 2 goluri. Ca și în precedentele 4 sezoane, sponsor principal al întrecerii a rămas Ambro, un nume cu tradiție în minifotbalul sucevean din ultimii 20 de ani, implicate activ în organizarea competiției, fiind de asemenea Asociația Județeană de Fotbal și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret. Iată rezultatele etapei. Vivendi Adistal 5-1, Revine Flor Construct prietenii Ruibiului 11-1, Brădet Mușatini 1-1, Bucovina Valexin 0-3, Interconti CS Cazone 16-0, Concordia Autobest Haikyuu 0-1, BG Enescu Omnia Sig 2-4. Iar partida Euro Express Full Artra a fost amânată pentru această săptămână. În clasament Revine Flor Construct primul loc cu 15 puncte la egalitate cu Interconti, iar pe locul 3 Vivendi cu 12 puncte.